Amigdalita este o patologie frecvent întâlnită la copii, cel mai frecvent întâlnită de tip viral la copii cu vârsta până la 2 ani. Copiii mai mari prezintă de obicei amigdalită cauzată de bacterii. Avem două tipuri de amigdalită, amigdalită acută și amigdalită cronică. Amigdalita în general este cauzată de virus și bacterii. Virusii care cauzează amigdalita cel mai frecvent întâlniți la copii sunt adenovirusul, Epstein-Barr virusul, enterovirusul, rinovirusul, parvovirusul, din infecții cele mai frecvente, dar avem amigdalită care se manifestă pe fondal de alte boli infecțioase la copii, cum ar fi scarlatina, difteria, mononucleoza. Din infecțiile bacteriene care cauzează amigdalita la copii, cel mai frecvent sunt infecțiile streptococice, stafilococice, pneumococii și mai rar infecțiile micotice. Amigdalita se transmite pe cale aerogenă și prin contact direct. Copiii sunt cel mai vulnerabil, ei sunt permanent în contact, în grupuri, de aceea și se întâmplă că ei fac această infecție în mod acut. Simptomele amigdalitei la copii sunt variate. Cele mai frecvente sunt odinofagia, care se prezintă ca durere în gât, disfagia, durere la deglutiție, durere la înghițirea alimentelor, febră înaltă, frisoane, alterarea stării generale copilului și poate fi manifestată chiar și prin vomi. În orice situație, din cazurile date, mămicile, părinții trebuie să se adreseze la medic, fie medicul pediatru, fie medicul orelist, pentru că este foarte important de a fi văzut copilul de un specialist și de a se impune un tratament respectiv, corect, așa cum este necesar. Cei mai vulnerabili rămân copiii cu vârsta până la 2 ani, copiii care sunt frecvent bolnavi, cu un deficit de statut imun. Complicațiile în cazul amigdalitei sunt timpurii și complicații la termen tardiv. Cele timpurii rămân complicațiile din sfera ORL, sinuzitele, otitele, otomastoiditele. Complicațiile tardive, care apar la după 3 săptămâni și mai mult de suportarea unui puseu de amigdalită, sunt artritele reactive, febră reumatismală acută, afectarea renală, bineînțeles. Diagnosticul de amigdalită poate fi stabilit și de medicul pediatru și de medicul orelist. Se face în baza examenului clinic și în baza celor relatate de părinți. Se face hemoleucograma cu siguranță, se fac probele imune, proteina C reactivă, antistreptolizina O, se face neapărat testul rapid la streptococ în cazul în care suspectăm o infecție streptococică sau examenul prin frotiu faringean cu sensibilitatea la antibiotice.